Minune cu biruria vrăjmașului Balaur de către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Nu se cuvine însă a trece sub tăcere și acea vestită minune despre uciderea Balaurului pe care a făcut-o Sfântul Gheorghe aproape de Palestina, patria sa în părțile Sirofeniciei, lângă cetatea Beirut, nu departe de cetatea Lida unde s-a îngropat trupul acestui mare sfânt mucenic. Această minune pe multe icoane din vechime a fost zugrăvită de cei vreniști de credință, ai Pământului. Palestine și despre ea povestește și cei ce călătoresc prin Palestina, care arată și locul acestei minuni ce s-a făcut așa. Era lângă cetatea Beirutului, spre muntele Libanului, un iezer foarte mare, în care era un balaur înfricoșător și ucigaș, care ieșind din acel iezer, pe mulți oameni îi în iezer și îi pierdea, mâncându-i. Și de multe ori poporul, înarmându-se spre uciderea lui, era ucis și gonit ca apropiindu-se de zidurile cetății cu suflarea lui cea pierzătoare, umplea văzuhul devenind purtător de moarte, încă mulți se vătămau și mureau și era și plângere mare, în acea cetate, iar oamenii erau necredincioși și, împreună cu împăratul lor, toți erau închinători la idoli. Deci, într-una din zile, adunându-se oamenii acelei cetăți, au la împăratul lor și au zis, Ce să facem? Că pierind de balaurul acesta," iar el a răspuns, ceea ce îmi vor descoperi zeii, aceea vă voi spune, și prin descoperirea diavolilor care locuiau în idoli, pierzătorii de suflete omenești, îți fac facă acesta l-a rătat." ca de nu vor să piară toți, să dea în fiecare zi la rând și cu sorți, fiecare pe copiii lor, fecior sau fată spre mâncarea celui balaur. Și a zis, Dacă va veni rândul până la mine, apoi și eu, deși am numai o fică, și pe aceea o voi da. Și oamenii au primit acel sfat împărătesc, dar mai ales diavolesc. Și astfel, legiuind, făceau după sfatul și nu de aceea. Își dădeau toți cetățenii mari și mici pe copiii lor balaurului. În fiecare zi spre mâncare, punând pe malul acelui iezer pe fii și fiicele lor câte unul, înfrumusețându-i cu buna podoabă, deși le era jale și plângeau mult pentru ei. Iar balaurul acela ieșind, îi apuca și mânca. Iar dacă l-a venit rândul la toți oameni, cetății acelea au mers la însuși împăratul și au zis lui, Iată, împărate, noi toți după spatul și hotărârea ta am dat pe copiii noștri balaurului, dar acum s-a sfârșit rândul. Deci acum, ce ne mai porunce să facem? Răspunsa împăratul voi da și eu pe fica mea, măcar că nu mai pe ea o am, iar după aceea ce ne vor descoperi iar zei, eu vă voi spune. Deci împăratul chemând pe fica sa, i-a poruncit să se împodobească cu buna cuvință și a plâns mult cu toată casa sa, neputând să strice rânduia la aceea, iar el cu ai săi, privind din înălțimea palatului, cu ochii plini de lacrimi o petreceau. Și fecioara, fiind pusă pe malul iezerului, la locul cel obișnuit sta acolo, tânguindu-se și așteptând să iasă balaur să o mănânce. Însă, din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care vroia să izbăvească cetatea aceea de perzania trupească și sufletească, a venit acolo Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ostașul împăratului ceresc, și văzând pe acea fecioară, stând pe mal și mult plângând, a întrebat-o pe ea, de ce stai acolo și plânge așa? Iar ea i-a zis lui, bunule voinic, de grabă fugi de aici cu calul tău, ca să nu mori împreună cu mine. Iar Sfântul agricăte te dânsa, nu te teme fecioară, ci spune mie ce aștepți. Nu mă voi duce până ce nu îmi vei spune adevărul. Pentru ce o zăbăvești aici și plângi? Și pe cine aștepți? De deci, ce a spus lui fecioara, toate pe rând, despre Balaur și despre ea? Și a zis către dânsa Sfântul Gheorghe, nu te teme fecioară. Că eu într-un numele Domnului meu Dumnezeului celui viu și adevărat te voi zbăvi. de la balaur. Iar ea i-a răspuns, bunule voinic, nu dori să pierd cu mine, ci fu să te zbăvești de moartea cea amară, că nici pe mine nu mă vei izbăvi de înghițirea balaurului, dar tu vei pieri. Acestea grăindu-le fecioara către sfântul, acel balau înficoșător s-a arătat, ieșind din iezer și se apropia de obișnuita lui mâncare. Pe acesta, văzându-l fecioara, a rănit cu mare glas, strigând, Fugi, omule, iată, balaurul vine! Iar sfântul, Gheorghe s-a însemnat cu chipul crucii și a chemat pe Domnul zicând În numele Tatălui al Fiului și a Sfântului Duh s-a repezit cu sulița asupra balaurului. Deci învârtind sulița, l-a lovit pe acelea gâdlej și rănindu-l acul culcat la pământ, iar calul călca la balaurul cu picioarele. După aceea Sfântul a pânăcit fecioarei să lege pe balaurul cu brâul și ca pe un câine să-l ducă la cedate iar poporul privind a început să a fugit de frică. Iar Sfântul a zis către dânsi, nu vă temeți și nădăjduiți și credeți în Domnul Isus Hristos, că El m-a trimis la voi ca să vă izbăvesc de balaur. Și au ucis sfântul pe balaur acela cu sabia în mijlocul cetății. Apoi, scăsându din cetate, la au ars în foc. Atunci împăratul cetății tot poporul au crezut în Hristos și au primit Sfântul Botez. Și erau cei botezați ca la 25 de mii, afară de femei și de copii. s-a zidit în acel loc o biserică mare și prea frumoasă cu hramul prea sfintei fecioare. Născătoare de Dumnezeu în cinstea Sfântului Purtător de Biruință Gheorghe, care precum a zboivit pe făcioarea de balaur, de balaur cel văzut așa, păzește fără prihană bisterii ca lui Hristos și pe tot sufletul credincios cu ajutorul sau Dumnezeului nostru. Slavă în vecii vecilor. Amin. Cu rugăciune Sfântului Gheorghe, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și ne scapă de toate ispitele. Amin.